gata să scăpăm de sărăcie. Haide, surioară, să mergem. Mâinile sus și dăm toți banii. Ce? Ce se întâmplă? Haide să plecăm de aici. Am făcut rost de toți banii de care avem nevoie. Știri de ultima oră, stimați cetățeni din Brookhaven. Există o bandă de hoți care se îmbracă în roz, jefuiesc magazine, jefuiesc oameni pe stradă, jefuiesc casele doctorilor, avocaților. Aveți grijă când plecați de acasă să nu vă lăsați banii la vedere. Casa voastră este în pericol să fie jefuită. Primarul a luat măsuri ca să găsească hoții care se ascund foarte bine. Primarul a decis să interzică culoarea roz. Din cauza că hoții se îmbracă în roz ca să fie mai ușor de identificat, nimeni nu mai are voie să poarte roz. Dacă veți fi văzuți purtând culoarea roz pe stradă, veți fi arestați. Așa că dacă vă place foarte mult culoarea roz, mergeți la magazin și schimbați-vă cât mai repede garderoba, pentru că legea a intrat deja în vigoare. Să aveți o zi frumoasă! Urmează știrile despre vreme! Nu se poate! Cum să interzică culoarea roz? E imposibil așa ceva și eu ce mă fac? Uită-te la mine! Am numai haine roz pe mine! Nu pot să ies așa din casă! O să fiu arestată! Asta este! Va trebui să-mi schimb ținuta și să mă îmbrac cu ceva de la mama din dulap. Poate găsești ceva în sertarul ei. Ce puține haine are mama, spre deosebire de mine! Și am găsit o pereche de pantaloni! Vai ce maris! Va trebui să iau o rochiță! Nu mi-s bun pantalonii mamei! Și asta este ținuta mea făcută din hainele din dulapul mamei! Nu-mi place deloc cum arăt, arăt oribil și fusta asta cade non-stop de pe mine! Va trebui să-mi schimb și papucii pentru că sunt tot roz, să-mi iau unii mai închiși la culoare. Cred că așa e mai bine. Deși nu-mi place să mă îmbrac așa, măcar sunt în siguranță și nu voi lua amendă dacă voi ieși așa îmbrăcată pe stradă. Nu pot să cred, oare de ce m-o fi chemat Daisy în lumea reală? A zis că e urgență în lumea oamenilor și că trebuie să mă duc neapărat. Au nevoie de mine și că numai eu pot să-i salvez. Oare de ce să-i salvez? Ce-au pățit oamenii? Am reușit să mă teleportez. Mâinile sus, doamnă, ești arestată! Poftim? Nu pot să cred, de ce să fiu arestată? Abia am ajuns! Ești arestată pentru că porți roz și culoarea roz e ilegală și pentru că ai jefuit un magazin noaptea trecută. Domnule, ce-ați pățit? Cum să jefuiesc eu un magazin? Și cum să fie ilegală culoarea roz aici, o culoare atât de frumoasă? Eu sunt Barbie, eu nu sunt un răufăcător, eu ajut oamenii să prindă răufăcătorii. Abia am venit din lumea mea, abia am ajuns în lumea voastră. Se crede Barbie, aoleu, doamnă, delirez deja. Și oi fi Ken, hai de la secție cu tine. Tu să fii Ken? Ken al meu e acasă, ai vrea tu să fii Ken? Ultima oră, stimați cetățeni din Brookhaven. Se pare că tocmai ce s-a făcut prima arestare, s-a descoperit cine a fost hoțul care a jefuit magazinele pentru că purta roz. Este Barbie. Barbie a ajuns cumva în lumea reală și s-a apucat să jefuiască magazine. Ea era singura care purta roz noaptea trecut. A fost ușor de identificat. Poliția a arestat-o și a închis-o. Cam atât pentru astăzi. Aveți o zi minunată. Vai, nu pot să cred ce aud. Barbie a venit în lumea noastră și a fost arestată? Nu se poate, Barbie e o femeie bună. Și de ce a venit în lumea reală? N-are nicio logică, și de fiecare dată când a venit, a venit în secret să rezolve mistere și să ajute poliția. N-are logică de ce a fost arestată. Trebuie să mă duc la închisoare și să o vizitez, să aflu ce s-a întâmplat cu adevărat și să o ajut. Domnișoara, asta e o zonă interzisă. N-aveți ce căuta aici. E o închisoare. Sunt oameni periculoși care sunt închiși aici. De fapt, eu am venit să vizitez pe cineva. Vreau să o văd pe Barbie. Într-adevăr, e programul de vizite. Urmează-mă. Barbie, ce s-a întâmplat? Cum ai ajuns aici? Ce s-a întâmplat? Sigur, e o neînțelegere. Tu nu ești o persoană rea. Habar n-am. Nu știam că în lumea voastră e interzis să porți roz. Au zis că am jefuit eu un magazin, eu care abia am ajuns. M-a chemat Daisy, a zis că e o urgență în lumea voastră, că e dată peste cap și că e nevoie de ajutorul meu.
Te-a chemat Daisy, ceva nu e în regulă, nu miroase bine. Însă ne vom ocupa mai târziu de asta, acum trebuie să te scoatem de aici. Trebuie să mă scoți de aici, lumea mea se va prăbuși fără mine. Ken nu se descurcă singur, sunt atâția oameni care depind de mine, vor muri de foame. Nu știu să gestioneze hrana, nici măcar nu știu unde sunt ascunse proviziile. Te rog, ajută-mă, trebuie să mă întorc înapoi în lumea mea. O să te ajut, uite care e planul. Va trebui să-ți găsim o nouă identitate, să te schimbi și te vom duce la metrou, unde este portalul către celelalte lumi. Bine, te aștept aici. Să te întorci repede, să nu mă abandonezi. Trebuie să-i cumpăr niște haine, niște vopsea de păr, să-și vopsească părul și să iasă din închisoare neobservată, să nu-și dea nimeni seama că e Barbie. Și mă bucur că te-ai întors. Care e planul? Ce facem de acum înainte? Ți-am adus aici niște haine și niște vopsea de păr. Trebuie să te schimbi, să ai altă identitate, să treci neobservată prin lume. Te vei duce în celula ta, îți vei pune hainele astea, îți vei vopsi părul și la noapte când se dă stingerea și toată lumea doarme, vei ieși prin aerisire. Eu te voi aștepta afară, vom merge împreună la metrou și te vei duce înapoi acasă. Dacă asculți de mine, totul va merge conform planului. Stingerea! Toți deținuții vor dormi! A plecat polițistul, acum mă voi îmbrăca. Voi respecta planul. Acolo sus este aerisire. După ce mă schimb, voi pleca. Nu mai semăn deloc cu mine, dar sunt gata să sar prin aerisirea aia și să scap de aici. Am plecat! Wow, Barbie, ce schimbare! Zici că nu mai ești tu! Abia aștept să ajung acasă! Nu mă simt eu, arăt hidos în hainele astea și cu părul ăsta! Vreau să mă îmbrac din nou în roz, în hainuțele mele! Gata, Barbie, nu te mai plânge! Bine că ai scăpat din închisoare! Haide să mergem la metrou până nu se prinde cineva că ai evadat! Hai, grăbește-te! Am ajuns în siguranță, Barbie. Te poți întoarce acasă. O să-mi fie dor de tine. Mulțumesc pentru ajutor. Acum sunt în siguranță și mă voi întoarce la poporul meu în lumea mea roz. Ne vedem curând! Am plecat de aici! Ești gata să jefuim acum salonul de frumusețe? Ăsta este ultimul jaf și Barbie va fi distrusă. Haide să mergem! Nu se poate! Barbie a evadat! Ai evadat chiar pe tura mea! Recepție, agent 002, ești acolo, mă auzi? Recepționat, agent 002 aici, ce s-a întâmplat? Avem un jaf în desfășurare la salonul de frumusețe, grăbește-te să prinzi hoațele încă sunt acolo, grăbește-te! Cu siguranță e Barbie, a evadat și s-a dus înapoi să-și facă jafurile. Mâinile sus hoațelor, gata Barbie, s-a zis cu tine, te întorci înapoi în celulă. În sfârșit am rezolvat misterul, cu siguranță ești tu Barbie, dați-vă măștile astea jos! Ia să vedem cine se află în spatele acestor măști. Tu nu ești Barbie, tu ești aia verde din povești. Ce? Eu am crezut în tot acest timp că e Barbie, dar de fapt e aia verde? Nu-i posibil așa ceva, m-am înșelat. Nu pot să cred că m-ai prins, erai cel mai incompetent polițist. De asta am chemat-o pe Barbie în lumea asta. De asta m-am deghizat în roz, să dau vina pe ea și să fie închisă și să-i cuceresc eu teritoriul roz, să-l transform în teritoriul verde. Dar cine te credea atât de competent pe tine, polițist nesuferit? Polițist incompetent? Pe cine faci tu incompetent? Am rezolvat cazul. Acum știu cine sunt hoațele. Nu pot să cred că am arestat-o pe Barbie pe nedrept. Și acum ce facem, Daisy? Prințeso, te rog, eu nu vreau să stau aici în lumea lor. Vreau înapoi acasă, în lumea verde. Ce știi cât vor să ne închidă? Relaxează-te, Iris. Ai uitat ce superputere avem noi? În tărâmul prințeselor verzi ne putem teleporta dintr-o lume în alta, fără să folosim metroul magic cum îl folosește Barbie. Ai dreptate, am uitat de această superputere. Bine, Daisy, ne vedem acasă. Mersi că mi-ai amintit de puterea asta, pa! Unde au dispărut? Celula e goală? S-au teleportat așa din senin? Cum e posibil așa ceva?